Tragedie feroviară în Târgu Jiu. O căruță a fost izbită în plin de un tren. Doi vecini care se aflau în căruță au fost uciși pe loc. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani și un adolescent de 16 ani care se aflau în căruță. Accidentul a avut loc la o trecere de cale ferată nesemnalizată. Cei doi prieteni făceau ocazional transporturi cu căruța pentru a mai câștiga un ban. Rugăm dacă se poate să pună bariera și să pună și nouă. Omor oamenii vinovați aici. Aici e două cartiere care, fără să vrei, trebuie să treci unul la altul. N-ai cum să ocolești așa. Atât am avut de spus. Păi cunoșteați pe cei doi? Da, cum să nu-i cunosc. Îi cunosc. Oamenii nu făcea rău, doar atât. Umbla, lucra, muncea, îi făcea chirie cu căruța. Pompierii și medicii de la ambulanță au intervenit rapid la fața locului, însă cei doi nu mai aveau semne vitale și caii au murit în urma impactului cu trenul care a târât căruța aproximativ 200 de metri. Două victime, deci două persoane. Ne-am asigurat că persoanele, călătorii din trenul personal, nu au probleme și intervenția noastră a fost cât s-a putut de eficientă. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz, iar rudele îndurerate se pregătesc acum de înmormântare.